Constanțenii au un nou spațiu creativ. Creator, Piața Ovidiu este primul spațiu dedicat promovării sustenabile pentru creatorii și producătorii de produse și obiecte românești. Un spațiu cu un design modern dedicat creativilor din Constanța și din România. Mai multe despre acest proiect ne spune chiar acum Victor Maxim, președinte Asociația Descoperă Constanța. Bună seara, Victor, și bine ai revenit în jurnal. Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit. Ce este această minunăție care arată atât de bine? Iată, putem vedea pe ecran că e o construcție foarte modernă și foarte frumoasă. Dacă în 2014 lansam prima bibliotecă în România în mall, într-un centru comercial, și cele mai multe biblioteci în aer liber din parcurile din orașul Constanța, ne-am gândit ca în acest an să venim cu un proiect nou, tot de tip sistem social continuu, și am realizat acest modul arhitectural din lemn, care i-am pus numele Creator. Asta și pentru faptul că în perioada pandemiei am observat că foarte mulți dintre cei care merg la târgurile unde expun produse realizate handmade și create de ei personal, nu mai au unde să expună. Și lucrul acesta la nivel micro economic i-a afectat. În general, sistemele naționale, cum ar fi guvernul sau alte instituții, se ocupă în general de macroeconomie sau măcar de întreprinderi. Când vine vorba despre micii meșteșugari sau micii oameni creatori care fac acest lucru în timpul liber, nu prea există oportunități. În acest sens ne-am gândit să facem în spațiul public al orașului Constanța, în Piața Ovidiu, cum îmi place să spun, inima orașului Constanța, această agora a orașului Constanța, să creăm un spațiu special pentru oamenii care creează frumos. Și aici mă refer, după cum se vede și în imagini, la produse fabricate în România, cum am găsit la una dintre fabricile de ceramică din țara noastră, unde încă se produce sistemul de ceramică prin glazurare manuală. Adică tot ceea ce este colorat pe suprafața de ceramică este făcut manual. De asemenea, am adus un sistem de agende reciclabile, 100% reciclate. Așa cum este și modulul pe care îl avem, modulul Creator este 100% din lemn creat și în aceste săptămâni va deveni și primul modul arhitectural de mobilier urban, independent energetic, printr-un parteneriat pe care îl avem cu o companie mare locală de energie, punându-i sistem fotovoltaic de cogenerare a energiei electrice, astfel încât tot ceea ce înseamnă ca și consumator de energie, luminile și activările tehnologice pe care le vom implementa, să consume energie verde de la soare. Iată un atribut Smart City, putem să spunem, nu? Da, și nu numai atât, tot în perioada următoare vom instala diferiți senzori de măsurare a impurităților din aer, a telemetriei, pentru că vrem să știm, de exemplu, câți oameni trec prin fața modulului Creator, pentru a face o statistică anuală, așa cum am făcut și cu biblioteca colorată în Piața Ovidiu, când am instalat sistemul de măsurare a traficului pentru a vedea când vin oamenii în această zonă. Dar poate nu aceste elemente de măsurare sunt importante la ora actuală, ci faptul că acest modul arhitectural este un exercițiu de design, după cum se vede, a fost susținut de mai multe companii locale. Și de asemenea, după această prelansare, pentru că sunteți printre primii care comunică despre lansarea Creator Constanța, va fi implementat și la Iași, București și Brașov. Ne dorim ca până în luna mai, iunie, să prindem și sezonul estival, să implementăm acest modul arhitectural și în aceste orașe. S-au înscris până acum, v-au contactat mici designeri sau mici producători sau v-ați contactat dumneavoastră? Cum ați reușit să luați legătura cu ei? Fiind o persoană implicată în comunitate, clar există cel puțin câțiva oameni care deja creează lucruri în zona noastră, care au avut acces la informație și bineînțeles că ne-au contactat și au expus deja în Piața Ovidiu. Și ce găsim acum, de exemplu, la ora actuală, dacă mergem, ce găsim acolo expus? Găsiți, de exemplu,
niște tablouri făcute handmade, desenate cu mâna, de o prietenă de-a mea, Sabina. Sabina este notar în viața de zi cu zi, dar are o pasiune foarte mare pentru pictură și pentru desen. Bineînțeles că în viața de zi cu zi trebuie să-și plătească facturile din meseria pe care o are și pe care o iubește foarte mult, dar s-a simțit bucuroasă să aibă un loc de expunere pentru hobby-ul pe care îl are pentru pictură. Cine s-a ocupat de design? De design, designul l-am preluat printr-un acord cu o firmă de arhitectură din Canada. Clientul principal al acestui modul a fost inspirat de o municipalitate din Australia, pe care l-am văzut printr-o experiență a unor prieteni de-ai mei. Arată ca o căsuță modernă. A fost creat de una dintre cele mai mari companii românești ce poate să facă prelucrarea lemnului în forme ondulate și lemn tratat pentru zona Mării Negre, pentru că zona noastră afectează foarte mult din punct de vedere chimic lemnul și metalul, datorită salinității pe care o avem. Și este compania care a creat unele dintre cele mai mari structuri din lemn din România, la cel mai mare spa care se află la marginea Bucureștiului sau la unul dintre cele mai de lux cluburi din Mamaia, unde există o structură de lemn care acoperă toată zona de plajă. Este aceeași companie care a făcut și pentru noi acest lucru. Țin să menționez că au fost ceva întârzieri cu amplasarea acestuia, pentru că la fabrică au fost probleme cu pandemia COVID-19 și s-au întârziat chiar cu 3 săptămâni de zile livrarea. Abonuiesc că planul era planul demorați proiectul în timpul verii. Exact. Dar ne bucurăm ca și în această perioadă constanțenii, pentru că ei sunt beneficiarii direcți ai acestui exercițiu de arhitectură, să aibă curajul să gândească mai departe. Cumva îmi doresc ca acest modul să impulsioneze alți tineri din orașul Constanța să creeze infinit mai bine sau mai frumos produse arhitecturale de mobilier urban sau structuri unde își desfășoară activitatea economică. Victor, în încheiere aș dori să te rog să le transmiți tinerilor talentați cum să vă contacteze, cum să ia legătura cu voi dacă vor să-și expună lucrările sau produsele. Creator Piața Ovidiu deschis oricărui producător, oricărei persoane care face produse cu design și dorește să le expună constanțenilor sau turiștilor din Piața Ovidiu. Ne găsiți pe pagina de Facebook Creator Piața Ovidiu, unde vă așteptăm, bineînțeles, și cu un like, cu un share, și dacă știți pe cineva care produce lucruri mici de design, să ne contactați. Mulțumesc tare mult pentru interviu și mult succes cu acest proiect. Și eu vă mulțumesc.